Românii din diverse colțuri ale țării refac în stil propriu în aceste zile drumul Unirii. Un convoi de căruțe trase de cai și pline cu maramureșeni entuziaști au pornit din Zigătul Marmației către inima Unirii României, Alba Iulia. Oamenii spun că sunt bucuroși și emoționați că fac acest drum pe urmele înaintașilor lor și că s-au pregătit temeinic pentru cei 300 de kilometri care îi așteaptă. Pentru animale am pus pe mașini ca să ducă și sunt locuri unde deja e pregătit înainte, unde vom înopta, unde vom da la animale mâncare. Noi iarăși am pus bunătăți sub scaun aici să avem pentru noi unde mai mâncăm și noi, că trebuie să mâncăm și să împărțim, că din Maramur se duce vesele peste tot. Înainte de pornirea spre Alba Iulia, în centrul orașului au avut loc mai multe manifestări dedicate împlinirii a 100 de ani de la Adunarea Populară din Sighetul Marmației, care a trimis delegații în orașul Unirii. Iată că au trecut 100 de ani de la Adunarea Populară care a avut loc la Sighetul Marmației, când au fost aleși delegații și reprezentanții care urmau să se facă deplasare la Alba Iulia pentru făptuirea Marii Uniri din 1 decembrie 1918, datorită acelor înaintași ai noștri, acelor oameni, patrioți, naționaliști cu adevărat, suntem astăzi noi în pace, liniște, într-un stat independent, suveran. Au fost astăzi foarte mulți copii, foarte mulți tineri, care cred că astăzi au învățat o adevărată lecție de istorie. Tot la Alba Iulia va ajunge și sportivul timișoran Adrian Bumbar, care vrea să parcurgă călare distanța dintre Timișoara și orașul Unirii. Bumbar, care practică echitația încă de când era copil, a pornit la drum călare pe Brenda, o iapă pe care a crescut-o de mică. Zilnic are în plan să parcurgă câte 40 de kilometri cu pauze. Sportivul spune că face acest gest din patriotism și din iubire pentru cai, având în vedere că în primul război mondial au murit pe lângă oameni și 8 milioane de cai. Și era frumos ca cineva să-și aducă aminte și de aceste animale.